Sesiunea de informare a avut loc la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, iar în cadrul ei a fost prezentat programul operațional regional 2014-2020. S-a stabilit suma care va fi alocată întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv 25,7 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Este vorba de o finanțare în cadrul programului operațional regional 2014-2020, care reprezintă un sprijin financiar nerambursabil pentru investitorii din zona privată, prin care își pot capitaliza firmele, își pot dezvolta noi afaceri, își pot diversifica afacerile pe care dumnealor le au. Conform procedurii Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, finanțarea poate ajunge la 1 milion de euro pentru fiecare firmă care participă la competiția de proiecte. Însă, prin această oportunitate, nu se pot finanța programe ce au legătură cu agricultura, ci doar cele din domeniul industriei. Firmele trebuie să fie în zona de industrie, zona de non-agricole. Noi nu finanțăm prin programul regional, nu finanțăm nici agricultura, adică nu finanțăm ceea ce poate finanța alt program, adică e vorba de program operațional de dezvoltare rurală. Competiția este una acerbă, mai ales pentru că unele firme constanțene sunt interesate de aceste fonduri europene. Sunt într-adevăr destul de multe și spuneam chiar în deschiderea acestei prezentări că e competiție, bani nu sunt foarte mulți. De data aceasta vom avea un grad mare de acoperire cu cereri pentru suma alocată și deci o să fie concurență de cel puțin 150-200%. Așa că trebuie să-și facă niște proiecte foarte bine întocmite, să țină cont de toate cerințele programului, astfel încât să aibă câștig de cauză în fața multor altor solicitanți. În cadrul evenimentului a fost prezentat și programul MySmith 2014. Este vorba despre un sistem informatic unic pentru toate programele operaționale. Mai precis, toți cei care doresc să acceseze fonduri europene vor putea solicita finanțări nerambursabile pentru perioada programului operațional regional. În ceea ce privește turismul, conducerea Camerei de Comerț vine cu vești bune. Altă linie de finanțare specială pentru turism, unde se poate ajunge chiar la 1 milion de euro finanțare, nu e încă lansat, dar e foarte curând, ne așteptăm să se întâmple și acest lucru. Precizăm că cei interesați de accesare de fonduri europene, precum și informațiile detaliate cu privire la depunerea proiectelor, pot fi obținute din ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor. Ghidurile le puteți consulta online pe site-urile www.adrese.ro și www.inforegio.ro.